Dacă ai de-a face cu un diabet, fie el de tip 1 sau de tip 2, evident că ți este foarte teamă de complicațiile grave ale diabetului și despre ele am vorbit într-un alt video. Atunci când vine vorba despre complicații grave, printre ele se află și amputațiile. Nimeni nu vrea să trăiască fără vreun deget, două, trei sau fără jumătate de picior. Dar dacă ai să stai pe aproape astăzi, ai să afli 10 reguli de aur ca să-ți poți îngriji piciorul diabetic acasă, fără costuri exagerate, pentru a evita riscul de a ajunge la complicațiile grave ale piciorului diabetic, care sunt osteomelita și amputațiile. Piciorul diabetic, așa se numește el în termeni medicali, apare ca urmare a afectării circulației sanguine la nivelul piciorului sau a fibrelor nervoase care există la nivelul piciorului sau amândouă. Atunci când sunt afectate fibrele nervoase de la nivelul piciorului, complicația se numește neuropatie diabetică. Ce se poate întâmpla atunci când niște fibre nervoase sunt afectate? Putem să ne pierdem sensibilitatea termică, adică să nu mai simțim că e cald sau că e rece, să nu mai simțim vibrațiile, să nu mai simțim că există o pietricică în pantof, de exemplu, să nu mai simțim durerea. La partea opusă se află ceea ce se numește forma dureroasă a piciorului diabetic atunci când există dureri înfiorătoare, furnicături, arsuri, înțepături, devine mai exagerat noaptea și persoana afectată nu poate suporta nici măcar atingerea cearșafului sau a unei pături pe picioare. Se numește semnul cearșafului sau al păturii. Deci nu e o viață deloc bună acolo. În caz de neuropatie diabetică se întâmplă și că mușchii mici de la nivelul picioarelor se atrofiază, deoarece afectarea fibrelor nervoase duce concomitent la afectarea fibrelor musculare. Atrofierea diverselor grupe musculare care există la nivelul picioarelor face ca anumite zone osoase, articulare, să fie expuse unei presiuni mai crescute. Acestea devin puncte de presiune unde pot să apară răni, ulcere, gangrene. Afectarea vaselor de sânge de la nivelul picioarelor duce aport de sânge inadecvat la nivelul picioarelor. Sânge înseamnă oxigen și nutrienți, nu? În această situație, rănile se vor vindeca mult mai greu. Unde mai pui că diabetul în sine înseamnă și o imunitate scăzută. Așadar, predispoziția către infecții la nivelul picioarelor este foarte mare atunci când este vorba despre diabet. S-au descris diverse forme de picior diabetic. Una din aceste forme se numește piciorul atleticului. Este de fapt o infecție cu un fungus, cu o ciupercă, care duce la mâncărim la nivelul pielii piciorului, piciorul devine mai roșu, apar ușor crăpături ale pielii. Aceste mici fisuri la nivelul pielii sunt porți de intrare pentru bacteriile care oricum există pe pielea noastră, avem un microbiom și pe piele. Iar aceste bacterii pot deveni periculoase atunci când imunitatea este scăzută, așadar riscul de infecție atunci când există porți de intrare la nivelul pielii, în cazul piciorului diabetic, este foarte mare. Bineînțeles că există ciuperci ale unghiilor, greu de tratat, trebuie o încăpățânare de fier ca să poți să duci la capăt un tratament împotriva unei infecții fungice sau cu ciuperci la nivelul unghiilor de la degetele picioarelor. Un om care suferă de diabet face mai ușor bătături. Pielea este mai îngroșată, uneori atrofiată, uscată și apar ușor crăpături, fisuri. O infecție banală, simplă, se poate transforma într-o ulcerație de aici până la gangrenă, osteomelită, nu mai e decât un pas dacă nu ești foarte atent. O serie din persoanele care au diabet dezvoltă ceea ce se numește degetul în ciocan, când se văd foarte bine articulațiile micuțe de la nivelul degetelor picioarelor, deoarece se atrofiază musculatura fină de aici. Da, știu, o să-mi zici, nu e nicio problemă, nu mă duc să prezint moda. Nu e nicio problemă să prezinți moda. Problema este că aceste zone devin zone de presiune și pot să apară complicații, precum am spus, infecții,
De asta ne temem major. Iar panarițiile sunt foarte frecvente la persoanele care au diabet. Deci ai grijă mare cu pedicura. Destul de frecvent o persoană cu diabet poate să aibă veruci sau negi dureroși în talpă. Sunt în general secundare unei infecții cu un virus, sunt contagioase. Nu încerca să le tratezi acasă pentru că vor dispărea din talpă și vei primi cadou la degetul de la mână. Mergi la doctor. Și acum regulile. 1. Spală picioarele cu apă călduță, măcar o dată la două zile, dacă nu în fiecare zi. Nu să stai cu ele în apă, o veșnicie acolo, ci doar să le speli cu apă și săpun și să le usuci foarte bine, mai ales între degete, pentru că acolo există, în mod normal, o umiditate crescută care creează condiții perfecte pentru infecțiile cu ciuperci. Controlează temperatura apei cu un termometru, deoarece se poate să nu dai seama că ți-ai pierdut sensibilitatea termică și nu mai știi când apa poate fi foarte fierbinte. Regula 2. Ai ajuns acasă, ai mâncat, ai pupat copiii, ai pupat soția, uită-te la picioarele tale. Așa este acolo în canapea și în sau în fotoliu, dă șosetele jos și controlează-ți picioarele. Vezi dacă au apărut ceva leziuni noi, roșeață, crăpături. Controlează bine tălpile, controlează între degete. O să-mi spui, dar nu pot să-mi văd talpa. Ok, folosește o oglindă. Cu oglinda poți să vezi și ce se întâmplă în talpa ta. Folosește creme de hidratare la nivelul piciorului. Ai grijă la ce creme cumperi. Uită-te bine la ingrediente, pentru că am povestit foarte mult că multe din ingredientele care sunt folosite în produsele de îngrijire corporală sunt cancerigene. Masează picioarele. După ce ai făcut, de exemplu, o baie de picioare, cu o cremă hidratantă. Nu da cu această cremă între degete, deoarece, așa cum am spus, crema va crește nivelul de umezeală dintre degete, iar acolo pot să apară bacterii sau infecții. Deci, masează tălpile, masează călcâiul foarte bine, masează piciorul pe laba piciorului, lasă degetele în pace, doar așa un pic, nu între degete. Recomandări foarte organice și nepericuloase pentru cremele de masaj, din tot sufletul vă spun. Untul de cocos, uleiul de măsline, untul shea. Este minunat, minunat și miroase extraordinar de frumos. Folosește după duș o piatră spongi ca să elimini surplusul de piele îngroșată de la nivelul călcâilor sau a degetului mare. Previne crăpăturile. Atenție mare dacă te duci la pedicură. Nu accepta o pedicură prea agresivă și extraordinar de modernă. Nu tăia unghiile rotund, adânc în carne. Unghiile ar trebui tăiate așa, drept. Ai diabet? Regula de aur este că piciorul nu trebuie să fie niciodată gol. Nici măcar atunci când ești acasă la tine și ai 1000 de covoare, covorașe pe acolo, nu. Piciorul diabetic înseamnă obligatoriu șosete, ciorapi, de lână și bumbac și o încălțăminte adecvată. Nu purta încălțăminte care îți lasă degetele libere, pentru că se poate întâmpla să porți o pereche de șlapi și te duci tu, uite așa la mare, te bronzezi pe acolo și așa mai departe, dar tu ți-ai pierdut sensibilitatea pentru durere la nivelul picioarelor, ți-a intrat așa o bucățică mică de scoică, că a zis, bine, ai venit și tu la mare, hai, bine, ai venit și intră și scoica acolo, tu nu simți că ceva te deranjează, că există un colț străin, atunci se produce o înțepătură, înțepătura devine o rană un pic mai mare. Tu ești în vacanță și ai uitat să îți mai controlezi picioarele așa cum ai auzit tu de la lăcră și uite așa, într-o zi, vezi tu că ai odit, ai mai rana în talpă. Încălțămintea în caz de picior diabetic este extrem de important. Alege încălțăminte care să fie extrem de confortabilă. Să te facă să te simți bine, să nu existe puncte de presiune, să nu existe că tu ajungi acasă, ți-ai scos Adidasul din picior și zici, auci, mă doare degetul ăsta mic. O, dacă te doare degetul ăla mic, nu e bine. Nu e bună încălțămintea. Dacă ai diverse deformații la nivelul piciorului, înnăscute sau secundare piciorului diabetic, pentru că piciorul diabetic poate să ducă și la deformații osoase, atunci vorbește cu medicul tău. Există ortoze special adaptate în funcție de deformația pe care o ai, care să facă astfel încât tu să nu ai niciun punct de presiune la nivelul piciorului datorită încălțămintei pe care o porți.
Controlează întotdeauna interiorul încălțămintei, pentru că, așa cum am spus, este posibil să nu mai ai sensibilitate pentru durere, înțepătură, și atunci se poate întâmpla să ai un obiect străin, nu știu, s-a jucat copilul pe hol și a ajuns pe la papucii tăi și a scăpat acolo niște pietricele, jucărele, piese de puzzle micuțe. Da, controlează întotdeauna interiorul încălțămintei să nu existe corpuri străine care ar putea să-ți afecteze sănătatea piciorului. Ține activă circulația sângelui atunci când stai. De exemplu, dacă stai în fotoliu, în canapea acasă, ține picioarele un pic mai sus, pe o pernă, pe un scaunel, un pic mai sus decât nivelul podelei. Asta ajută ca sângele să se întoarcă la inimă, deci și limfa circulă mai bine. Nu sta mult timp picior peste picior. Nu e bine deloc. Știu, e o poziție care ne conferă un grad de relaxare, dar nu e o poziție normală pentru noi. Și mai ales când ai diabet, în niciun caz nu sta mult timp picior peste picior. Iar atunci când lucrezi la birou, din când în când, la 30 de minute, la o oră, ridică-te un pic în picioare și fă niște exerciții de întindere, fă niște genoflexiuni, ridică-te pe vârfuri, 5 minute, pentru ca să rămâi cu piciorul tău. Și ultimul sfat este așa, orice fel de simptom, orice fel de neplăcere simți tu la nivelul piciorului, dacă ai diabet, povestește-i medicului tău. Niciun simptom nu este de ignorat când cineva are diabet, pentru că diabetul tace și face, mănâncă tot din corpul nostru. O să-ți povestesc și despre piciorul Charcot, așa pe scurt. Este o complicație invalidantă a piciorului diabetic. Apare atunci când există neuropatie diabetică, atunci când dispare sensibilitatea pentru durere. Și ce se întâmplă atunci? Apar microfracturi, apar fisuri la nivelul oaselor care există. Și tu, pentru că nu mai ai durere, atunci tot calci pe piciorul ăla, pe oasele ăla care deja sunt traumatizate și au fracturi, în final se ajunge că bolta plantară, adică talpa, se prăbușește în loc să mai fie arcuită, devine așa, plată. Și unele persoane, de fapt, poate să aibă dureri foarte înfiorătoare. Ideea este că să cauți imediat la doctor. Du-te la doctor imediat, nici nu sta pe gânduri. Examenul radiologic pune diagnosticul extrem de rapid. Tratamentul este să primești o ortoză și nu mai ai voie să calci pe piciorul ăla câteva luni bune. Sper că îți vor fi de ajutor aceste câteva sfaturi simple ca să poți să ai grijă de piciorul cu complicații de diabet pentru a evita complicațiile și mai grave, cum ar fi osteomelita, abcesele și amputațiile. Eu îți mulțumesc frumos că ai fost alături de mine. Nu uita, te aștept și pe blogul meu lacra.blog. Am vorbit acolo despre diabet destul de mult. Găsești și alte lucruri interesante, cred eu și sper. Îți mulțumesc frumos pentru atenție. Dacă ți-a plăcut, like, abonează-te, dă drumul la notificări, distribuie și sănătate în toate. De la Lacra. Vă îmbrățișez!